Reprezentanții Consiliului Județean Călăraș și Primăriei Municipiului Călăraș au vizitat vineri 29 octombrie șantierul portului turistic de pe malul Borcei. Lucrările sunt în plină desfășurare. Acestea au început acum 2 săptămâni, deși proiectul a fost câștigat în anul 2017. Firma care desfășoară lucrările în zonă se numește SC Coral SRL. Lupta și provocarea că și Călărașul poate să dețină un port de embarcațiuni. Ne-am plimbat și la Piforie, ne-am plimbat și la Tulcea, am văzut portul de embarcațiuni și acum copiem, să spunem, un model văzut de noi încadrat pentru zona pe care noi am identificat-o ca posibil port de embarcațiuni. Ce poți să spui? Păi, sunt mândru că fac parte dintr-o echipă care astăzi participă la... efectiv la aceste lucrări care au început în urmă cu 2 săptămâni, într-adevăr un proiect pornit în 2017 și tot cu aceste plan și am mers împreună cu președintele Consiliului Județean, cu domnul Vasile Iliuț, am fost la ministrul turismului la vremea respectivă, domnul Dobre, și de la 2 planșe am ajuns astăzi să avem lucrări de execuție. Cum spunea și domnul deputat Coarnă, sunt cele mai mari investiții realizate pe Dunăre, plecând de la Drobeta, Turnul Severin și până la Cernavodă. Sunt 24 de milioane de euro care vor intra în municipiul Călăraș. Sunt bani care vor crește din punct de vedere economic zona și sunt convins că vom continua aceste investiții, mai ales că zona ne permite să creăm pentru turiști, pentru partea bulgară, pentru partea română, dar și pentru cei care locuiesc, mai ales în București, care nu au în momentul de față un port de embarcațiuni sau o zonă unde să-și placeze bărcii. Dacă reușim să facem... Primar, aici la dumneavoastră, în municipiul Călăraș. La noi, în primul rând, trebuie să ne batem cu toți, să tragem această intrare în Borcea, ca să putem să dăm drumul la embarcațiuni și mai grele. Poate îi băgăm și Călărașul într-un circuit turistic internațional, pentru că dacă facem acest port și cu promenada, care este un proiect adiacent al municipiului, atunci este clar că putem să dezvoltăm orașul și să-l transformăm în oraș turistic de ambarcațiuni. Da. Acum parlamentari. Domnul Coarnă, domnul Cionoiu. Unde e? Vă detalii. Da? Eu am tot spus că în ultimii 30 de ani nimeni, cu excepția președintelui Ion Vasile, nu a dezvoltat nicio fel de investiție în acest județ. Și o fiind exact de concret. Astăzi intram cu mașina și mi se deschidea inima când am văzut că suntem pe finalizarea acelui tronson de drum de intrare în Călăraș. Și acum sigur că avem o investiție de mare anvergură, 24 de milioane de euro. Practic, municipiul Călăraș va fi așezat și el undeva în harta turistică. Pentru că fără investiții și fără zone de acest tip pe care să le dezvoltăm, natura ne ajută. Investițiile sunt, oameni serioși, competențe avem. Sigur că, iată, și la Călăraș se poate. Se poate cu echipă competentă, cu oameni care sunt, dacă vreți, dispuși să rezolve un interes general. Asta este pe scurt, dacă vreți, concluzia mea. Domnule vicepreședinte, sunteți unul din cei care a girat acest proiect de la început. Da. Consiliul Județean, liderul grupului PSD din... Da. Totdeauna am declarat și am și procedat astfel încât Călărașul și județul Călăraș și municipiul Călăraș să fie dezvoltat din punct de vedere economic. Ăsta face parte din unul din proiectele pe care noi le-am propus. Ne-am bătut foarte, foarte tare pentru susținerea lui. Acum ne bucurăm că lucrurile sunt în plină desfășurare. Sperăm ca până la finalul anului să ajungem la un nivel pe care ne-am propus cu un grafic de execuție împreună cu constructorul. O veste bună, pentru că noi am avut o întâlnire tehnică cu constructorul și vrem să impulsionăm puțin lucrările, pentru că suntem în situația în care noi avem asigurate fondurile și vrem ca anul acesta să ajungem la un stadiu pe care l-a propus prin grafic de execuție. Această lucrare, odată finalizată, sperăm noi și credem în tot sufletul că o să dezvolte municipiul și județul Călăraș. După cum știți, pe tot brațul Borcea sunt o grămadă de embarcațiuni care sunt înșirate la lungul bradului Borcea. Prin această investiție o să aibă un loc civilizat unde să parcheze, să gareze embarcațiunea și, bineînțeles, în tot ceea ce se dezvoltă aici, o să aibă posibilitatea
să și recreeze și de ce nu să vină, De la și Viena, din alte părți. De la Viena la Călăraș. Da, să vină din alte părți. Noi sperăm și cu siguranță cu acest proiect o să dezvoltăm Călăraș. Da, domnule senator, e cel mai mare îngrat să discut acum. Cel mai mare constructor. Da, da, cel mai mare îngrat fiind senator în Parlamentul României. La Călăraș investiții mari, funcție mare și dumneavoastră sunteți cel care vă pricepeți la construcție. Ce înseamnă asta pentru Călăraș și pentru dumneavoastră ca și constructor de meserie? Din punctul meu de vedere e o provocare. O provocare care se materializează acum. Încercăm să arătăm tuturor că acest oraș Călăraș a început să fie cunoscut. Această investiție o să ne arate tuturor, celor care au fost răutăcioși, că nu se pot face, nu se poate face, nu se poate, s-a început, se va face. Avem o situație pe harta națională, eu zic că propice, lângă București, lângă Constanța. Dacă unii oameni vor să caute frumusețile naturale încă în acest moment neexploatate, virgine, să știți că în Călăraș le avem. Ne dorim în acest moment să finalizăm această investiție, ne dorim în acest moment să arătăm că această atractivitate există. În momentul în care această investiție se va realiza, o să vedeți că din toate punctele de vedere, Călărașul va fi cu totul și cu totul alt oraș. Ne dorim ca în acest moment, pe lângă această investiție, poate să ne gândim după aceea și la Placea Tineretului, să ne gândim în acest moment la celelalte investiții, podul peste Borcea pe care am văzut că s-a aprobat, acest palat administrativ care, într-adevăr, trebuie să fie o clădire emblemă pentru noi. Și încet, încet, Călărașul poate să fie aidoma tuturor orașelor frumoase din această țară. Mulțumim, domnului senator, mulțumim celor care au participat astăzi la vizita pe teren, vizita de lucru, și mulțumim presei călărășene că vine să se informeze pentru cetățenii județului Călăraș ce se întâmplă astăzi în județul Călăraș și la Consiliul Județean Călăraș, municipiul reședință de județ și toate investițiile care astăzi sunt în folosul comunității și comunităților viitoare.